Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Lumea Plantelor. A venit rândul mesteacănului să-i aplic o tăiere, pentru că, după cum vedeți, a ieșit cu bine din iarnă și lăstarii au crescut foarte mult. Se pare că merge foarte bine, deși pe timpul iernii i-au fost rupte câteva crenguțe. Unele rupturi s-au vindecat fără să lase urme, altele nu. Ăsta e motivul pentru care am acum în partea de sus a trunchiului un ciot de lemn mort cu care nu prea știu ce să fac. Și vi-l și arăt. Aici este. Aș putea să-l tai sau aș putea să-l pun în valoare ca lemn mort. Deocamdată nu știu ce să fac și îl mai las până îmi fac o părere. Am și o situație mai ciudată. De curând o crenguță s-a uscat și nu înțeleg din ce cauză. Se vede aici. A fost verde până în urmă cu o săptămână aproximativ și deodată s-a uscat. Și pentru că s-a uscat, asta e prima crenguță pe care am să o tai. Văd că mai are ceva lemn verde, așa că nu o tai definitiv. Poate mai dă un lăstar de acolo. Bun. În continuare voi proceda la scurtarea tuturor lăstailor. Sper că de data asta se va contura viitoarea coroană a mesteacănului meu. Deci să încep lucrul. De tăiat, pe care inițial am lăsat-o crezând că dă bine, dar e vorba de creanga asta care crește totuși pe interior și acoperă trunchiul cel mare și nu dă bine. Și atunci am să o tai de aici. Dacă mai dă o crenguță mică de acolo, văd cum merge. După câte se observă, copacul cel mic a crescut mai bine decât cel mare. Să vedem cum va evolua pe viitor. Și mai am crenguța de aici de jos, care nu știu dacă să o mai las sau să o tai. Deocamdată o mai las, e puțin cam jos. Dar o mai las să văd cum o să arate pe viitor. Bun, am terminat de tăiat toți lăstarii care crescuseră foarte mult. Practic a fost o tăiere de formare și de acum sper că vor apărea și alte ramificații, alți lăstari care să întregească coroana. În partea asta nu e deloc armonioasă coroana, nu e rotundă, așa că aștept să văd lăstari noi care să completeze golul ăsta. Aștept să văd cum va evolua până la toamnă. Apoi, pe perioada de repaus, îl voi muta într-un ghiveș nou, pentru că este deja pentru al treilea sezon în ghiveciul ăsta. Vă voi ține la curent cu evoluția proiectului meu de bonsai. Atât pentru astăzi, rămâneți în zonă pentru a vedea și alte proiecte personale de bonsai. Mai am multe să vă arăt.
Nu sunt exemplare spectaculoase, dar cred eu că sunt destul de interesante. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o vară frumoasă. Pe curând!